Bine, salutări și la Răcari, salutări și la Timișoara. O ascultătoare de acolo primește Wake Up Call de la Ionuț astăzi. A tânăra Lorena Groza, are 22 de ani. Lorena Groza, incredibil. Da, Lorena a fost înscrisă de altcineva, de un prieten, Cosmin, și a zis că vrea să fie trezită de Ionuț senzual. E vorba de colega mea de lucru, iar diminețile ei sunt cam grele. Ar fi încântată de o astfel de trezire. Am sunat, să știi. Baftă, Ionuț. Mulțumesc mult. Să mă oprești. Muzica cu va suna Valentin. Cine a sunat? Sfântul Valentin. Sfântul Valentin a sunat? Haide, te rog. Da? Lorena? Da? Bună dimineața. Bună. Numele meu este Valentin. Sfântul Valentin. Azi e ziua mea și am o super ofertă. Astăzi și doar astăzi îți pot oferi dragoste. Dacă suni acum și numai acum, primești de două ori mai multă dragoste. Dar stai! Dacă oferi și tu dragoste mai departe, primești și mai multă dragoste. Dar stai! Nu atât, gata. Ai stat destul, gata. Poți să nu mai stai. Bună dimineața, Ionuț, sunt, ești în direct la Virgin Radio. Bună dimineața. Neața, Lorena. Neața. Ce faci, Lorena? De ce dormi la ora asta? Să-ți fie rușine. Tu când te culci seara, Lorena, tu nu te gândești că noi ne trezim de vreme? Da, îmi pare rău pentru voi. Da, și nouă, pentru tine. Ai fost înscrisă de un coleg de-al tău care spune că ai diminețile cam grele. În primul rând, de ce ai diminețile grele și în al doilea rând, cine crezi că e colegul care te-a înscris? Un coleg de servici, Cosmin, mă gândesc. El a fost. Așa, și deci bine, el a fost, dar nu putem să zicem că e confidențial. Și de ce crezi că... De ce zice el că ai diminețile grele? Că nu sunt o persoană matinală. După voce, pari super matinală. Mai spune un cuvânt, te rog, ca să evaluăm. Virgin Tonic. Da, e greuț, bine. Lorena Groza, rudă în vreun fel cu... Loredana, nu. Nu, nu. Îți dai, da? Da, eu asta am dezbătut aici vreo 10 minute. Și doar așa, coincidență. Lorena, te pupăm. Și eu. Să ai o zi minunată astăzi de Sfântul Valentin, să dai și să primești numai dragoste, îți doresc. Asemenea și vouă. Și tu ai primit în dimineața aceasta un... Wake up, call!